Hai să vedem pentru ziua de duminică 5 septembrie, zi în care avem trigonul dintre Mercur și Saturn, ce ne rezervă cărțile de tarot. Avem aici 8-ul de bâte, o carte care ne vorbește despre viteză, despre călătorii, despre lucruri care se mișcă foarte rapid, că e vorba de gânduri, de oameni, de automobile, aici totul se întâmplă cu viteză. O parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să plece în această zi de duminică într-o delegație, s-ar putea să trebuiască să călătoriți în scopuri de afaceri. Sau, pur și simplu, poate vă întoarceți acasă dintr-un concediu. Călătoria o să se desfășoare bine, o să fie totul în regulă și o să ajungeți acasă ok. Pentru cei care nu călătoriți în acest weekend, profitați de această zi de duminică și de trigonul dintre Mercur și Saturn pentru a vă face planul pentru următoarea lună, pentru următorul trimestru, pentru a vă face planul de aici până la finalul anului 2021. Pentru că acest trigon dintre Mercur și Saturn vă face mai practici, mai structurați în gândire, mai disciplinați, o să aveți mai multă atenție la detalii și o să fiți mai precauți decât de obicei. Și dacă vreți să profitați la maxim de această energie, ca să aduceți mai multă viteză în afacerea voastră, în cariera voastră, în proiectele voastre, ar fi bine să vă folosiți de această zi de duminică ca să vă faceți planul, cel puțin de aici până la finalul anului. Organizați-vă afacerea, organizați-vă actele, faceți curățenie în contabilitatea voastră, da? Faceți toate planurile care mai trebuie făcute de aici până la finalul anului, pentru că din combinația trigonului Mercur-Saturn cu acest 8 de bâte, poate să iasă ceva foarte bun pentru cariera voastră, pentru afacerile voastre. Pentru cei care nu vreți să vă ocupați de lucru, de job, de carieră în această zi de duminică, 8-ul de bâte îmi vorbește și despre foarte multă comunicare online, s-ar putea să vorbiți foarte mult cu cineva de la distanță, fie prin mesaje, fie telefonic. În orice caz, 8-ul de bâte arată o comunicare foarte, foarte intensă. Dacă v-a plăcut această interpretare și vreți să vedeți mai multe etalări, inclusiv etalări lunare pe zodi, etalări anuale pe zodi și etalări de tip alege o carte, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Nu uitați să vă uitați și la etalările de urgență, cele de tip fulger, în care răspund foarte scurt, foarte succint la o întrebare foarte clară, foarte concretă. Și dacă aveți întrebări suplimentare pe care nu le-am luat în considerare până acum, lăsați-mă în comentarii și o să mă inspir din sugestiile voastre în următoarele videouri pe care o să le pregătesc. Ne vedem și mâine! Pa, pa!